Bă, să-l puteți ce faceți, eu sunt Drago și bine v-am regăsat la un episod din Watch Dogs 2, așa că astăzi vă faceți așa liniște, pentru că este bunica. Și dacă mă aude că urlu, vine și-mi dă o palmă, mă ia de gât și mă dă capul de tastatură, așa că trebuie să facem așa, știi, pauze mici, așa să nu țipăm, să nu jurăm, să mă mânci civilizat. Și în ultimul episod a rămas fără episoade, fără misiuni, pardon. Ce am făcut, mă? Așa și operațiunea noastră este Robot Wars, războiul roboților, care spune în felul următor. Mamă, coaie. Mamă, stai că sunt două tipuri de sunete, unul violent și unul mai moale. Ăsta violent m-a atacat acum. DedSec plans to get inside TIDES proper and expose their secret programs, but to get past security we need a plan. Since we are dealing with TIDES, the plan needs to be bulletproof. Practic trebuie să intrăm în TIDES și să vedem ce mizerie ascunde deasupra și practic asta înseamnă. Așa că uite să-l întâlnim pe Orange la garaj. Hai să dezvirginat el ceapă, ești nebun. Aici, în garajul ăsta, ești nebun. Curenci, exact, da. Am nu ținem așa ce... An investigation has been launched to determine whether Invite Corporation, along with former Congressman Mark Thruss, attempted to illegally influence the congressional election. Evidence of their malfeasance was provided by the controversial hacker group DedSec. Așa. As a result of their evidence, the election itself has been delayed. Ok, acum pot să dau drumul la misiune, mersi mult. Aira buba, știi? Nu, poate mai avem, cred că asta e penultima. Robotics? Yeah, yeah. You find something in the data dome? Yeah, Thumbnailuri, okay, băi, ești nebun. Well, let's just say that all the taxes and the government grants and the research programs, and you'll notice the Koi signs there, none of it adds up. Okay, they're collaborating with Bloom on something they call the 10-year plan. Again, Koi signs. Which is supposed to improve CTOS security. Then why are they filing patents on military tech? Because right? CTOS is going the way of all control systems. That's why Junior here is a little bot on a mission. No, he's not. That is not your fucking call. Wait, you think you're just gonna skip through Titus's front door and steal all their dirty secrets? Even Uncle Sam buys his biometric locks from Titus. That's the level of security we're dealing with, amigo. Palm reader? That's easy. We just need to find a hand. I bet you can get one, no problem. Hey, that's your plan? Cut somebody's hand off? But it works. Not here. There are heart rate monitors, an infrared scan that check for blood flow. No blood flow, no unlock, no pass around. Okay, fine. Then we grab someone alive and we get them to open it for us. No. The heart rate monitors will flag if he's nervous. Okay, then we inject someone with a sedative to bring down their heart rate. For fuck's sake, we already had a working plan here. Not with him! Junior, off. Aw. And listen to me. You don't get to walk in here like you own the place, okay? Mom, yeah, just said the look. Garage. My hardware. He wants to turn Junior into a bomb. An EMP bomb, Trojan horse style. We hit the right hardware, fry the database, okay. And the doors reset to the default codes. Easy fucking peasy. And all we need is the defaults. It does work, man. Da, are de toate omul ăsta cu... Vreau să trimite robotul la gen... Să pună bombă în robotul ăla. Știi, un MPP, ci știi să dezactiveze... Oala. Hey, grow the fuck up, son. Fuck you, Stevie! Hey. No. Hold on. Chill out, man. Chill out. How do we get him inside? Well, first of all, we're gonna have to get rid of all this meaningful propaganda. Mm-hmm. Da, vreau să zic că shit. Mamă, fac aia cu repare aia, ceva și dar nu s-aude și nici nebun. Că nu am putea să dărme mai încet. Stop! Guys, stop. Just keep the paint. When one of these things breaks down, Titus picks them up from a service depot. Oh. Okay. That's your way to get him inside. Huh. That's good. That's very good. Nice wrench. All right, all right. Nu mai. Mamă, dar l-a scăpat de căștile astea, frate. Mamă. Da, păi tamam când fac video, atunci încep să se apuce, ești nebun. Măcar de să stai deșite. He's in there. So, will MacGyver and EMP at the repair depot? Hard to believe that's all you really need. Aveam acum un chef de filmat, poate nu știi cum.
mă spart pe filmare, ești prost. So what you're saying is I'm the key contributor. Sunt foarte entuziasmat când mă joc cu așa. Se vede după fața mea, probabil, nu e? Highwayman. Highwayman. Oh, I like that. The masked highwayman. Nu știu, să sperăm că azi-l terminăm. Sau măcar, nu știu ce să zic, ca să meargă mișto ăsta repede. Nu, că deși, pe bune, m-am plictisit de jocul ăsta, adevărat să-i filmez, nu știu de ce. Nu prea îmi place, frate, nu că neapărat că jocul e nașpa făcut. Că nu prea am ratingul ăla necesar, știi, că dacă aveam un rating ăsta foarte bun, atunci asta seama altfel mergea situația, știi, sau dacă nu știam deloc. Ziceam, bă, frate, că poate nu joc pentru, neapărat pentru vizualizări, dar pentru poveste, știi? Așa și acum un cutru mă duc. Da, doar mă, că toate sunt încuiate. Da, vedem oare cu... Ok, îi dăm shutdown și ăstuia robotului. Poate noi acum ar trebui să căutăm un gunoaie cum a venit, știi? Hai să luăm și ăsta. Cu aia, cred că am murit de vreo... I don't know, 4 sau 5 ori. Ok, pentru că efectiv încercam să mă bag cu toți, am încercat să fac guns blazing, n-a funcționat nimica. La întrebarea mea, cine ne bare dintre ăștia? Cred că are unul care are arme multe, ești nebun. Oh shit, hai să-l adunim pe robotul ăsta, că nu ne mai trebuie acum. Ăla, cred că și ăsta trebuie să-i dăm un pic somniți. Îi mai dăm acum ca să fie sigur. Și să... Că poate nu trebuie să căută... Aoleu, mi-e rău. Deci mi-e rău. Mi-e rău. What? Unde să mai... Adică stau așa ascuns, ești nebun. Ok, ăsta e pitit aici. Foarte bine. Ne fugim acum. Pe aici, frumos. Hai că poate trebuie să mergem sus, bănuiesc. Tot așa în crouch. Aha! A mers bine. Ok. Bun. Acum avem acces la asta. Nu? Perfect. Olo, asta a fost, frate, asta a fost cât paci să intru acolo, ești nebun. Mamă, deci ideea este că a fost ușoară, frate, deci trebuie să mă... Deci pe asta... Trebuie să faceți stealth neapărat, să nu vă bateți cu toți, asta e toată ideea, că efectiv din 2-3 gloanțe te nimicește, frate. Și eu zic că ca să vă faceți stealth și ca să aveți o șansă, să vă updateați chestia asta, arma asta, frate, cu electricitate. Credeți-mă, e one shot, adormire. Și e că toată e mai bună decât arma pur și simplă, frate. Normal. Pst, era ce eram sigur, ești nebun. Wrench, I got the EMP ready. Where's Junior now? I got him ready at the drop-off zone. Can you get the door for me? You got it. Acum mai vrei și ușa, ești nebun, dar ce mai vrei, ești nebun? Că ăsta vreau să învăț, știi cum s-a învățat, Wrench? Să-i se da totul așa pe masă, ești nebun, totul pe tavă. Știi, aia vreau, ești nebun. Nu știi? Așa s-a învățat ăsta, e bulangiu, da, eu i-am zis că e bulangiu. Tare mi-e teamă că am să rup relația cu curent, ești nebun, că nu-mi place, e one-sided, știi? Asta e one-sided și nu-mi place, ești nebun cum evoluează, nu știu, eu fac munca grea, eu am nervi, ești nebun, pe când asta, frate, e... Dormi? Așa? Dormi? Bă, dar știi, îmi place că toată munca grea, frate, îi se atribuie unui singur om. Bă, cea mai grea muncă îi se apropie să o dea. Dar, Orange, ce faci? Sta așa? Ce? Ce-a... și căcat. Ai, mă, nu, deci nu pot să cred. Măcar s-a salvat. Așa, leave the repair, finally. Bă, eu am plecat, îmi pare rău, nu vă cunosc, nu am fost aici. Am văzut că a apărut și Ragnarok. Păi, de ce n-au apărut pe PC? De răutate n-au făcut pe PC, zic eu. N-au vrut, ești nebun să facă pe PC. I'll see you there, Ray.
Că ce s-a gândit așa? De ce să facem noi mai mulți bani? Lasă, frate, și ne pot facem așa un pic de bani. Știi? Și acum o să zică careva, dar nu e din cauza asta. Păi de ce? Din ce cauză? Ei, asta cu pirateria. Asta cu pirateria, broști, care mi se par că eu deja o scuză mult prea mare. Știi? Bun, ok, se piratează, dar se piratează și filmele și nebun și de că tot fac bani din treaba asta. Eu n-am înțeles, dar să puteți să de comentarii de ce de ce fac exclusiv pentru consolă. Adică nu ar fi mai normal să lase și pentru PC? Dacă ar lăsa pentru PC, înseamnă că ar avea mai mulți bani. Nu, logic. Că, practic, care este scopul unei companii? Să facă bani. Nu, păi, asta e. Păi și atunci, de ce nu vor să lăseze pe PC? Adică, ce împiedică, de fapt? E lene, e răutate, are boală pe modări, că bănuiesc, frate, că și ăștia, că foarte mulți developeri, apropo de moduri, îi urăsc, frate, știi? Gen, sunt așa într-o relație, nu că neapă că îi urăsc, dar nu prea îi suport așa, știi? Că vezi, doamne, că îi modează jocul. Păi, bro, dacă... De ce este super prea? Pentru că, practic, îi îmbunătățește, practic, mecanicile, adică ai putea, practic, să înveți. Dar tu uite modelor, poate, de exemplu, anumite persoane bagă lucruri interesante în anumit joc în care ar trebui să le fi băgat tu. Știi, adică asta zic, mi se pare că înveți unul de la ceași, știu, înveți unul de la altul, știi, că poate noi suntem așa, suntem o fire în care învățăm zilnic, în fiecare zi învățăm câte ceva, știi, și asta e cu, dar nu cred că e neapărat că se piratează. The more of them we drag into the light, the more torches and pitchforks we're gonna see in response. You sure you want to compare your followers to a bunch of angry villagers? Yeah, well, no, man, but the people are angry, and they should be. They're taking back what's theirs. Hey, yeah. Just make sure you're pointing them at the right monsters. Huh? Anyway, you get to go inside TARDIS and play with the robots. Shit, when was this decided, man? Well, we did rock, scissors, and dynamite. Yeah, but I wasn't even there. No, but if it was a tie, you win. Wrench did paper, I did dynamite. Well, it's a regional thing. Technically, they cancel each other out, okay, so... It sounds fair. And I sent him into one of the TARDIS warehouses. Now, he's got the delicate job of reading the fucking manual. Then you are gonna go to the front door, get the model numbers, and send back to him for the default codes. I will be nearby, looking at blueprints and power plans. Yo, let's do it. All right, yeah. Happy hunting. Happy hunting. Și mai dați cineva un comentariu la ultimul video, mi se pare. Că GTA 5 se va lăsa în 2029. Bro, nu, ți-am zis, nu te mai lua după teorii de astea conspiraționale. Știi, lasă să anunțe ăștia trailerul și după aceea, când o să anunțe trailerul, atunci poți să faci... Știi, să... Nu știu, am înțeles că luna asta ar fi întâlnirea... Nu mai știu care, se anunțe... Nu știu, nu corporație, nu știu, se... Ăștia care bagă banii cu banii, știi? Fac așa o întâlnire, știi? Și bănuiesc că poate că se anunță ceva? Nu știu dacă neapărat GTA 6, dar poate știu, știi? Ok. Și încotro muria ta. Aaaa, stați puțin, păi, asta era. Gata, acum am prins și eu, gea din urmă. După aia cred că gata, nu? Păi cred că după asta, frate, eu cred că o să fie finalul 100%, cred. Exact, cum fac? Alright, Junior's in place. Everybody say night-night to Junior. Night-night, Junior. Rest in peace, my friend. You have been a good soldier so far. Disconnected. Ala, tata. Îmi pare o inspecție tehnică. Mă sunt la... Call me. Pleasantly surprised. You had doubts? I always have doubts. But I also have an excellent poker face, amigo. Skills like when someone pulls not a skill on you, more due to years of rampant binge drinking. Wrench picked up Titus' default door code. 4545. Thanks. Mort.
Măcar să n-ai bă ăștia arme automate la ei, nebun. Și să mai facem și aici în caz că mai vine cineva, în caz că mai are vreo idee să reușește să mă atace pe la spate. Hai mă, dă-te în pizdă, mătii. Dar ce rezistență sunt ăștia, vedeți? Ce rezistență, că bine știu că au armură cu aia pe ei, dar mă univers să știi că ăștia sunt rezistenți și eu nu sunt. Mă cam oftică. Și mă oftic destul de ușor, să știți. Eu așa sunt, de felul meu. Ok. Nu, ce să mai faci, trebuie să fac mă cu aia, că t-au detectat toți. E inutil. Oricum, oricum, stealth în jocul ăsta, nici nu prea funcționează de jocul, adică cum vrei tu să meargă, știi, dar degeaba faci stealth. Oh. Hei. Dar nici nu vă pune neba... Ah. La New Reaper, nici măcar nu vedeam. Îmi pare rău. Dacă este robot deși în desenul ăla, mă, mi se pare că a rezistat ceva de genul ăsta, dar nu cred că... ușor, ușor, ușor. Cred că există ceva de apropiat de genul ăsta, cred că, eu știu. Așa... Ok. Nu știu ce aia dracu, am dezactivat, dar nu cred că ceva... Cred că ușa ceva, am dezactivat. Normal. Ok. Băi, numai eu nu știu cum neba se aruncă grenăzile în jocul ăsta. Lasă foarte că suntem băieți și mică, fără grenăzi. Jucăm cinstit. Nu trișăm, nu sunt decă ăștia. Ala-i. Uite și pe ăsta cum stă. Mă, ți-ar ție că pă... Stai fără grabă, fără grabă. Nu, frate, nu te grăbi, nu te grăbi, frate, că știi cum să spune. Grabă, asta e că treaba. Uite și tu ești, uite și tu ești nebun. Bă, zici că gălțile astea sunt făcute în... Da, frate, n-ai văzut cum trebuie așa, îmi dau trei gălțe și mă moare, ești tâmpit. Dar toți. Mamă, și vin, frate, la greu acum, ești nebun. Păi nu, dar ce-am făcut eu, frate? M-am bătut cu toți, ești nebun. E, acum ce puțin, acum i-am dat somnul ăstuia, stăm aici ca vor. Așa și e că se face destul de rapidă treaba asta. Vedeți? Bă, stealth-ul e bază. Chiar dacă nu vi se pare că e șmecher, dar să-l folosiți, frate, că vă ajută foarte mult. A? Ce-ai zis? A. Deci, da, tot am înțeles, e lift. Ești nebun, trebuie să mă duc pe un lift. Mă rog, a dormit la măicii domnului. Așa să-mi vezi cu clipul ăsta. Damn, will you look at this place? She even got her own private elevator. Coai, dă-te, mamă, ce luxanu, mă. Mamă, de asta de sticlă, băi, ești nebun. Asta de la ce Origins ești nebun, a făcut unboxing. De la asta se schide Origins, da. Bă, dracu mare, de-asta, bă, limite de die, maximum edition, bă, ce... Marcus, first impressions on the data you sent me. Looks like Titus has the 10-year plan brewing in some kind of prototype lab. Oh shit. Aye, let's see what they're keeping in sublevel 6. And smash the shit out of it. Cu siguranță vom distruge tot ce vedem. Find and record evidence that Titus is up to something naughty. Well, if you want to get technical, sure. Hmm. Dacă poate mă face mie. A, 300 de minute lux, ai o frate. Na, fel dacă mai de vreo 300 de minute m-am uitat așa un pic să văd. I'm in a nuclear bunker slash parking garage. You got anything else on the prototype labs? Wow. There's one thick ass iron door in your way. Chiar aveam de gând să fac, chiar aveam de gând așa să fac un stealth și să fac acum un puzzle. Te ia tot ce lipsea, ești nebun, de poziția de scărăzi, l-am avut pe toate, ești nebun. Bă, dar tot ce lipsea, ești nebun, mamă, ce... Mâncați și pula ta, ce... O să revăr cu hackuirea mătii și cu tot jocul mătii, ești nebun, dar ce dracu mă pui să hackuiesc, scoaie!
Ia uite, mă, mamă, aruncă cu de-asta. Ia, 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 mă, ce roboți. Molotov cocktails and other improvised riot weaponry. Mamă, deci ăștia parte că făceau ca și când niște arme împotriva posibile răscoale, știi? E, păi de tot de ce cred că le făceau? Păi împotriva populației, frate, păi cum să nu? Așa, aici ce mai avem? Hai să mai facem și pe aici. Da, cu casă trece mara, da, true. Exact, aici ideea, e o vorbă înțeleaptă, frate. Within the next 2 years, Titus will begin field testing assault and defense capabilities of our robots for use in both domestic and military situations. Măi, nebunul, ce știu cu tăia că s-au dezvoltat ăștia, măi, dracu. Our robots will provide safer alternatives to soldiers or security personnel. Da, e dracu ce s-au dezvoltat nenorociți ăștia, ai dracu de pungași. Mă bine le distrugem, da, adevărat. Păi după ce mă joc cu Ashdox lege ăsta, cred că fac lege, nu? What? I can't even! Oh! Coaie! Și-l putem controla, băieți. După asta, cred că o să urmeze lege, nu? Cu DLC cu Aiden Pierce, cred. Cred, deci nu l-am jucat. Deci, pe bune, deci Ashdox lege nu l-am jucat deloc. Hai că mă refer cu Aiden Pierce, nu l-am jucat. Ca și am jucat o mică parte din el, știi? Mamă, ce am eu fost și mă simt și o puternic pe jocul ăsta. Ia. Aha. Coaie cât de caterică e nivelul ăsta. E catericos. Mă, cred că pentru prima dată mă simt și o puternic pe jocul ăsta. Dar nu mă simt să te joc ăsta de... Coaie, în afară faptului că am mult de vreo 50.000 de ori. Da, asta, da, mi se... Care a fost sistemul mea preferată din Watch Dogs 2, mă, cred că mi-a trecut din toate țările, știi? Aia mi s-a port interesantă, rog, repet. Asta a fost cam... moderat, așa, un pic. Nu pot să zic că a fost nașpa. Dar a fost ok asta, adică a fost în... Mi-a făcut că am putut scurte să mă știnerii asta, ești de bun. Looks like the door to the backup servers is still closed. Okay. Knock the fuck out of the prototype while I'm working the door. Counting on you, buddy. Ce faceți, mă, mucoșii, dracu? Mă mulți de pe mine, putu' vara asta, mă vreau să vă fiu de... Terminați, dracu, ești nebun. Pe dracu de slăbunul, ești nebun, ești nebun, ești nebun, ești nebun, ești nebun, ești nebun. Cu gheață la tine, futu' ceapa ta. Mă futu' zobutul, mă, că stai drept. Așa. Da, e soare la mine, frate, acum, e bine. Nu știu, când e așa întuneric, nu știu, gen, îmi place să știi vremea asta așa, știi, gen, mai pot să mor pe un pic. Dar nici prea mult, știi, adică să fie gen, să fie și, da, asta zic, adică să fie și soare, să fie și nori în același timp. O, s-a supraîncălzit armă la soare, mă arăsa să se mai încălzit, să se mai arăcească un pic. Ale, tată, asta nu știu. După aia trebuie să fie finalul, de bun. Thought y'all might like that. Real guns. This was a gift? Yeah. Well, damn, Ray. You're like some kind of greasy, foul-mouthed Santa. Ho, ho, ho. Merry fucking Christmas. Hey, you guys ready? Satara's about to release the vid. Mm-hmm. Compared to other Silicon Valley titans, Titus goes unnoticed. They do not put effort into their public face. They operate behind closed doors, away from prying eyes. DedSec pride, and what we found, should worry you. Titus is using your tax contributions to fund military-capable machines. Today, a combat prototype rampaged through their own facility,
demonstrating the destruction they can cause. Within the next 10 years, these machines could be deployed on American soil. If you do not exercise your right to protest now, they will build an army to keep you quiet and compliant. Titus has partnered with Bloom to grant CTOS access to their machines. Bloom has sold your private information and weaponized it to use against you, should this project continue. We will not stand idle while that happens. DedSec has given you the truth. Do what you will. Ma. Come on, let's go see what you scored before you get all the pages all stuck together. Hey, I'll catch up with you later. All right, later. Spune că după asta e finalul. Spune că va fi finalul, că nu, că deci ultimul episod va fi finalul, clar. Deci data ce episodul de data viitoare nu mă interesează, frate, poate să fie mama e, o să pun finalul și gata. Și mă spăl cu de pe cap. Aia. Batman, why? Am să mă opresc aici că nu am chef de nimic. Ești nebun, nu mai am chef de nimic, nici de misiune, nici de... Nu știu, n-am chef, ești nebun, sunt prost dispus, nu ce dracu, m-am plictisit de jocul ăsta. O facem data viitoare. Și cred că o să fie finalul, nu o să mai fac misiunea asta, că oricum nu cred că prea mai contează atât de mult. Așa, și ne auzim la data viitoare cu finalul jocului, să scăpăm de el, că... Bă, credeți, mă, credeți că nu mai am chef de el. Dar nici să-l abandonez acum, nu vreau să fac. Așa că îl voi termina, ca să fiu împăcat cu sufletul și voi să fiți împăcați. Așa, și iertați-mi starea mea de căcat, care am... Bă, nu știu, efectiv, n-am... Nu știu ce am, dar... Na. V-am pupat, aveți o zi când a fost, la revedere.